Știi cum se zice atunci când renunți la box? Unboxing. Te salut din nou. Astăzi voi face un unboxing. Un unboxing la o cutie ce conține parfumuri și decanturi. Să văd ce o să fie înăuntru. Sunt foarte nerăbdător să văd ce se află înăuntru, pentru că există aici niște parfumuri de la un magazin numit Dubai Collection și parfumurile aparțin de două case. Una este Cadlaj, iar cealaltă este Paris Corner. În viața mea nu am mirosit parfumuri de la aceste două case, cred că va fi foarte distractiv. Sunt două case provenite, bineînțeles, din Emiratele Arabe Unite, deci parfumuri. Avem de-a face cu parfumuri arabești, unul și unul. Sper să fiu surprins, sper să fiu surprins într-un mod plăcut. Și dacă nu voi fi într-un mod plăcut, evident că voi fi într-un mod neplăcut și o să spun asta, dacă îmi place, dacă nu-mi place. Deci eu practic în viața mea nu am atins sau nu am interacționat cu casele astea două. Practic o să fie o mirare, o să îmi binoclez așa ochii sau probabil o să fie o dezamăgire. Depinde, că din câte știu sunt mai multe și se dă în bătaie să văd ce reacții și ce părere am. Și înainte de toate, să tăiem scociu, zic. Asta este, nu? Așa se face un unboxing, după cum am văzut și la alții. Am emoții. Eu nu prea știu să fac chestia asta, alții știu să fac unboxing-uri, se pricep mai bine, nimeresc din prima să taie scociu cu cutter-ul sau cuțitul sau fiecare ce are. Eu o să văd exact ce este aici și despre ce este vorba. Bă, deci e tare curios, pe bune, că în viața mea n-am pus mâna pe așa parfumuri de la casele astea două. Și chiar cred că va fi distractiv. Wow, ce ambalaj aici, multe hârtii, multe distanțoare pentru antișoc. Wow. Deci da. Ce fain arată punga asta cu pernițe de aer. Și aici a doua pungă, presupun că astea sunt decanturile. Da, aia e. Bun. Să vedem ce și cum. Să vedem dacă îmi plac sau dacă nu-mi plac. Întâi de toate o să începem cu parfumul full size, care sper va fi pe gustul meu. Mai mult ca sigur că va fi pe gustul meu, pentru că eu n-am mari pretenții în materie de parfumuri. Eu apreciez în mare parte cam orice parfum. Peste 90% din parfumurile globale eu pur și simplu le apreciez sau apreciez munca. Că până la urmă este o muncă în spate, deci nu numai brandul sau numai, mă rog, o anumită țintă sau un anumit public care trebuie satisfăcut sau o anumită direcție de miros, că există jdemii de direcții de miros în lumea asta și eu apreciez. Chiar dacă nu-mi place un parfum până la urmă, apreciez munca, pentru că vă dați și voi seama ce e în spatele unui parfum, în spatele unui brand care produce parfumuri, deci e o muncă titanică. Asta este. Așa arată cutia înainte să o dețiplez. Mă chinui și nu o să mă mai chinui, pentru că fac, am făcut operațiunea asta. Ha, ce grea este cutia. Chiar sunt curios de... Deci e grea. Da, este grea, dar nu-mi place în mod special cutia asta, pentru că este, arată ea bine și așa, dar na, am poziție să vede mai bine pe site-uri sau așa, dar în realitate avem de-a face cu o cutie șubredă, o cutie în care joacă parfumul, deci nu e asigurat foarte bine pentru transport. Chestia asta nu-mi place, deci din start aici, hai să zicem că depuntez cutia. Cutia o să o facă mai safe.
Asta e părerea mea acum. Fiecare face ce vrea, dar atunci când faci, când produci parfumuri, ar trebui să te gândești că parfumurile zboară cu avionul sau efectiv merg cu vaporul. Există multe șocuri mecanice din cauza manipulării mărfurilor și ar trebui totuși să te asiguri de chestia asta atunci când produci parfumuri. Pentru că sticla, da, sticla e făinuță. Aici are, nu-mi place o chestie că e plină de praf. Nu știu dacă se vede pe cameră. Dar, na, sticla în sine e faină, sincer. Chiar îmi place. Textura asta nu e metalică, e ceva plastic, dar seamănă cu textura de la Latafa Caed, atâta că ai haurie și asta e hargintie. Ok, hai să șterg un pic praful ăsta că îmi provoacă mie o stare de anxietate. Știu că nu e frumos, dar așa sunt eu. Prefer să fie totul perfect, curat și așa. În fine. Da, deci după cum văd eu, out of the box, flaconul în sine arată fain, sincer. E un flacon destul de greu, pare destul de ok ca și material, deci sticla asta de desubt pare destul de ok. E așa foarte închisă la culoare, e aproape neagră, dar nu e chiar neagră, că e un gri foarte, foarte, foarte închis spre negru. Cadlaj, aici scrie așa. Și ea, ca numele parfumului, aici în litere arăbești, cred că tot și ea că înseamnă. Așa, bun. Și să desfac să vedem ce-i cu mirosul. Întâi de toate. Da. Băi, mi-amintește de ceva. Da. Al Haramain Mystic Home. De ăla mă amintește. Deci de Amouage Reflection Man. Eu sincer n-am mirosit Reflection Man de la Amouage. N-am ajuns să-l miros, dar dacă Al Haramain Mystic Home este pe aceeași direcție, pe același vibe cu Amouage Reflection Man, rezultă că și, cum zice, și Iaca de la Cadlaj este pe aceeași direcție. Miroase bine, dar deschiderea asta e un pic cam chimică. Da, probabil după așezare o să fie. Hai totuși să mai dau, parcă nu mă convinge. Da, bine, în afară de alcool, de spiritul respectiv sau ce o fi, are așa o notă sintetică, are o notă chimică, ce nu că îmi displace, dar nici nu-mi place. În rest, parfumul e ok. Bine, mai dulce ca și Al Haramain Mystic Home. Mystic Home este ceva mai picant în combinație cu fresh ca și vibe. Asta practic merge într-o direcție ceva mai dulce. Da, se simt ceva fructe. Se simte și un piper. Se simte și un rozmarin. Cred că e și o salvie acolo. Așa simt, nu știu exact. Eu n-am citit notele, n-am făcut research, n-am făcut absolut nimica. Sunt out of the box și sunt la primul miros cu el. Deci, na. N-am făcut niciun pic de... Nu m-am documentat niciun pic. Asta este. Mirosul în sine e fain, dar nota aia contradictorie care îmi dă mie cu virgulă în nas, în cap sau unde vrei tu, duce într-o zonă urinoasă, ca să zic așa. La, de exemplu, la Mystic Home nu întâlnești zona asta urinoasă. Aici întâlnești, nu știu... Poate s-a folosit zibetă în așa ceva, nici nu știu, sau castoreum, sau ceva note din astea animalice care duc în zona asta urinoasă, nu știu. Sunt curios și chiar trebuie să mă uit la un moment dat. Dar, per total, sper să se așeze și eu zic că va fi un parfum bun. Acum, nu știu ce să zic. Da, o să-l las să se mai așeze.
și o să revin cu, bineînțeles, cu un review in-depth, că după ce îl port și o să, și o să văd exact care e faza cu el, cum se așează, cât performează și așa, și cam în ce conjunctură aș putea să-l port, o să revin cu niște informații în plus, un review in-depth. Ok, și acum să văd ce am aici. Scuzați foșnetul, apropo. Așa se întâmplă la unboxing-uri. Nu e nimic tăiat, editat, eu știu, scoase anumite scene din filmare. Nu o să fie, o să fie așa. N-are rost să-l tai. Bă, dar ce bine l-au securizat. Apreciez mult chestia asta, pentru că, din păcate, curierii la noi în țară sunt cam brutali. Aviz curierilor. Aveți voi grijă cum transportați marfa, că nu e prea plăcut să primești parfumuri sparte sau alte lucruri. Eu am pățit dubite sau sparte sau rupte sau... Deci dacă se uită vreun curier la clipul ăsta, pe toate sticlele astea scrie, mă rog, pe toate ambalajele scrie fragil. Și dacă nu scrie fragil, ar trebui să aveți voi mare grijă. Noroc cu firmele astea, noroc cu brandurile, cu magazinele care ambalează bine cutiile de parfum, care ambalează foarte bine mostrele sau decanturile, că altfel cred că ar sări prin dubă, prin tir, pe unde... Asta așa ca și paranteză. În fine. Ok. Wow. Încă din asta. Am ce dezambala aici. Dar nu mă deranjează. E mai bine așa decât să ai probleme. Așa, nu știu câte, wow, câte decanturi sunt aici, mama soarele. Nu mă așteptam la atâtea. Păi mulțumesc, Dubai Collection. Mulțumesc, un mare mulțumesc. Am ce testa aici. 12. Sper să nu le scap. Wow, și pe toate e trecut simțuri ascuțite. O să, cred că o să vă fac un close-up la ele și o să vedeți exact mai bine despre ce este vorba. Și o să încep cu ăsta negru. Deci este aici un parfum negru. Culoarea e aproape ca și la Black Afghano de la Nazomato. Chiar îs curios. Chiar îs curios să văd ce și cum. Ce e aici. Ce fericit îți, mă. Ok. Hai să miros pe ăsta. Parcă notea sintetică, o chimică urinală, urinoasă, s-a cam epuizat, nu de tot, dar începe promițător așa după 5-10 minute. Da, îmi place, ok. Bun. Hai să trec la... N-am blotere, n-am nimic. Până la urmă eu testez parfumurile pe piele, pentru că pe piele mă dau, nu pe hârtie, când mă duc undeva sau când fac ceva sau când vreau să am o stare de bine sau o stare de înălțare, nu? Și voi faceți același lucru. Dați pe piele, mă. Ok? Aia nici nu știu cum să încep. Dau aici. Se zice că astea sunt clone sau, mă rog, nu știu dacă neapărat clone, dar aparțin aceluiași vibe cu parfumurile celebre de nișă sau celebre de designer. Evident că nu le cunosc pe toate, n-am de unde să le știu pe toate. Bă, chiar că e Black Afghano, mă. Deci după cum începe sau mie deruta nasul de la ăsta la altul, de la Shiaki, Shiaka, cum sunt? Shiaka. Mi scuzi. Ba nu. Nu e Black Afghano. Deci chiar în opening erau câteva secunde de Black Afghano, dar uite că o ia pe traiectoria lui. Bă, interesant. Simt aici un lalic omaj al om. Cum îi zice? Intens oud.
La Lico Majalom are un ud și o violetă, dar predominant este violeta pe pielea mea, udul și el acolo în spate, în fundal. Încă nu simt udul, dar miroase foarte bine. Da. Se simte și o violetă și un ud. Piper din belșug, îmi place. Nu-mi dau seama. Da, merge în același vibe cu La Ligo Majalom, dar nu cred că vrea să fie o clonă sau să îl reproducă ca și vibe. Cred că mai degrabă se duce în altă parte. Da, deja nu-i mai nici o Majalom. Se duce pe direcția lui. O ia mai... ceva mai fresh, ceva mai... Deci nu o ia pe traiectoria aia verde sau cum are o Majalom. Da, îmi place, e ok. Oricum o să le testez la sânge pe fiecare în parte, pentru că acum am ce testa și o să vin cu păreri, review-uri sau așa mai departe. Ud pur blueberry. Ok. Ia să vedem ce e și cu ăsta. Trandafir de taif. Mă, ăsta seamănă cu ceva. Arabesc 100%. Da, este un... V-am mai povestit eu de un calis, îi zice Sultan al Arab. Și de un Nabil, Dan Alu, de la clasicu. Seamănă cu amândouă. Momentan, mai încolo nu știu, dar acum așa începe soapy, cleany. Un trandafir de taif cu un lemn așa fumat, dar foarte în fundal. Mai are aici, cred că... Nu cred că are, dar cred că are un mosc și o ambră. Și moscul e destul de pe zona aia, nu știu, clean, ca și un cocolino, ca și un de-asta de spălat de... Cocolino Lenor, balsam de rufe. Dar într-o combinație cu ceva arabesc, deci în combinație cu un lemn afumat, cu o rășină și o tămâie se simte, dar o tămâie foarte liniștită. Ud plur. Ud pur blueberry. Interesant nume, sincer, v-am mai spus că n-am mai interacționat cu... Da, presupun că ăsta e Paris Corner, nu? Sau e ăla altul, e că nu scrie numai ud pur. Pur blueberry. Nu scrie dacă e Cadlar sau Paris Corner, dar una din două. În fine, nu știu, nu cunosc brandurile astea, dau absolut deloc, nu le-am dat niciun pic de importanță, n-am apucat. Sunt jdemii de branduri arabești. N-ai cum să le știi pe toate, nici eu nu le știu pe toate. Ok, Savior. Nume fain de altfel. Oh, sauvaj 100%. Ăsta e sauvaj, deci din start. Deschiderea de piper de Sichuan și cu ambroxan, încă și rimează. Da, bă, deci ăsta e sauvaj. Ăsta e sauvaj 100%. Știți parfumurile alea? Sauvage și clone după Sauvage, dar toate au vetiver, cred, listat sau în compoziție, dar culmea că niciunul nu se simte vetiver. Na, e ok. Băi, eu nu ură Sauvage-ul. Poate nu v-am mai povestit de chestia asta. Eu am fost mare fan Sauvage. Eu am fost înfocat. Înfocat după Sauvage, efectiv. Și după celebru parfum Paco Rabanne Million, efectiv am fost și acum pot zic că le apreciez. Atacă nu le mai folosesc, că na, One Million-ul mi s-a epuizat, Sauvage-ul l-am dat, dar oricând îl miros cu cea mai mare plăcere și dacă am ocazia, îl port. Dar am alte parfumuri care mi-au distras atenția de la Sauvage. Deci asta e chiar binevenit, sincer, pentru că aici sunt 10.000, cred, nici nu știu, da, 10.000 litri. Deci am destul, că astea par foarte overpowering, foarte concentrate. Da,
Fine, fine. Pardon. Udpur Classic. Eram curios dacă sunt atât de puternice încât să se simtă și pe aici. Dar se pare că nu au ajuns încă acolo. Multă mentă. Fuu, câtă mentă. Multă mentă care se transformă în ceva bombonicios. Ceva ca de bombonele din alea mici și colorate, când, știți, când le mâncam în copilărie. Asta e foarte tineresc. Ud pur clasic, dar eu cred că n-are niciun pic de ud, cred că e așa numai nume folosit în scop de marketing, termen din ăștia așa e pompoș. Pentru că termenul de ud am văzut că e arhi prezent peste tot și e de-a dreptul obositor și sufocant. Toată lumea folosește terminologia asta de ud, de lemn de agar, agar. Bă. N-are nicio treabă cu udul, nici cu... Nu simt nimic aici așa lemnos sau ceva. Nici roșii, nici ud, nici tămâie, nici absolut nimic. Asta nu știu. O să-l mai testez. Nu mă dă pe spate. Da, e bombonicios rău, cred că e feminin sau... Adică nu știu dacă e feminin, cred că e unisex, dar mă rog. Nord Stag Sept. Sept de la ce vine? De la septembrie? Nu știu, zic și eu. Ok, hai să... Deci cred că în cele din urmă voi deveni anosmic, deja mi se amestecă în nas. Da, bă, trebuia să aduc cafea, n-am cafea. Asta e. Mai uiți. Pățăști. Multă lămâie. Dar lămâie din aia, cum e în colonia Soluta, de la Acqua di Parma. Bă, ce fain e lucrată. Bă, e mișto rău parfumul ăsta. Nord Stag. Nord Stag, cred că îi zice numai. Da. Bă, ce mișto e. Lămâie așa cremoasă, ca o cremă dulce de lămâie pentru prăjitură, pentru... Bă, e prăjituros, dar e fain tare ăsta. Puuu. Deci ăsta e... e bestial, Nord Stag-ul ăsta. E bestial. N-are nimic ce ar putea părea sintetic, chimic sau așa mai departe, ci pur și simplu totul e așa gurmand. Se mai simte parcă și... Parcă un caramel, nu știu, dar lămâia, deci crema de lămâie, băi, senzațional, jur. Delicioasă. Da, deci asta e... Asta merită un flacon de 100 ml, Nord Stag-ul. E bestial, bestial. Da. Altceva, în momentul de față nu-mi dau seama ce ar mai fi. Evident că lămâia e ajutată și de o portocală foarte cremoasă, zemoasă, ceva, că e ceva dulce acolo, deci cred că ceva, sau vine din spate ceva, o ambră dulce, cine știe. Deși nu se simte... ca și cum ar fi în toată puterea ei o ambră sau un mos sau ceva. Dar e ceva prăjituros, ceva care te îmbie la ceva, să mănânci o prăjitură, să mănânci un desert. E senzațional. Superb. N-am cuvinte. Deci eu la nota 10. O să-l testez, bineînțeles, mult mai amănunțit și toate o să le testez mai amănunțit. Și o să le și filmez.
la un moment dat. Gravity Blue. Da, Bleu de Chanel. Să mai dau un țâș să mă conving. Nu-mi place. Nici Bleu de Chanel niciodată n-a fost, nu s-a numărat printre preferințele mele. Prefer Sauvage-ul. Dacă ar fi o luptă între Sauvage și Bleu de Chanel, prefer Sauvage-ul. Bleu de Chanel nu-i pentru mine și n-a fost și nu e și nu va fi niciodată. Asta e. Gustele nu se discută. Deci nu-mi place. Ok. Upu Rouge. O să trec la mâna asta la altă. Că m-am ceva de testat, nu de altceva. Băi, ce fain e. Ăsta merge spre Tuscan Leather. Da. Trandafir de Taif și Asomie Sambac. Și ceva lemnăraie pe acolo. Dar lemnăraie afumate din alea. Nișto rău. Nișto rău parfumul ăsta. Wow. Superb. V-am mai povestit la un moment dat de La Taffa Velvet Oud, de parfum care merge în direcția aia de Tuscan Leather. Doar că ăsta este mult mai brutal. Oud pur, cum îi zice, Oud pur ruj. Băi, ce interesant. Ai de cap. Deci merge el spre Tuscan Leather, dar se mixează așa. Deci vine din spate un lalic ca un crenoir. Băi, ești nebun. Băi, ești nebun, ce bine. Fai. Bă, deci ăsta mă termină. Ai, 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 ai. Bă, e mișto rău, jur. Și se transformă așa ca un mix de muzică techno. Sau orice muzică vreți voi. Parcă intră dintr-o piesă în alta, așa și aici. Parcă intră dintr-o notă în alta, dintr-un trandafir de Taif, într-un vetiver haitian, Yasomie Sambac, după aia, nu știu, paciuli ceva pe acolo. Contradictor, dar fain și întunecat și păduros și... Băi, demențial, bă, parfumul ăsta e. Demențial. I like it. Îmi place mult. Deci ăsta, Oud Pur Rouge, ar merita o sticlă întreagă de 100 ml. Nu am cuvinte. Ok, îmi place mult Oud Pur Rouge ăsta. Nu știu, în viața mea nu am mirosit, v-am mai spus și vă repet, parfumul de la casele astea două. Dar îmi place mult Oud Pur Rouge și o să dau foarte multă importanță, atenție sau cum vreți voi. Și cred că o să iau o sticlă întreagă. Bun. Mask Pur Narcis. Presupun că trebuie să fie un mosc, nu? Încă tot se simte alcoolul ăla. Încă nu s-a evaporat. Un miros clean and fresh and marine, sau cum să-i spun, dar foarte, 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 foarte slab. Nu percep multe chestii. Mă rog, nu știu, nu-mi dau seama. Probabil sunt anosmic eu, mai mult ca sigur. Am problema asta cu mai multe parfumuri. Nu simt mirosul lui. Punem deoparte și trecem la Cod Verde Sublim. Cod Verde Sublim. Ia să vedem ce-i cu parfumul ăsta. Păi, ești nebun. Toate capul meu.
Știi senzația când ți-aduci aminte de două parfumuri deodată, dar nu știi care sunt acelea? Demențial parfumul ăsta, măi, demențial. Deci un dulce din ăla crepuscular, nici luminos, nici întunecat. Știi, ca și când se îngâă ziua cu noaptea. Foarte fain, foarte, foarte fain. Hai, ce fain. Și vine așa o notă animalică din fundal, dar o notă clean animalică cumva, care mi-aduce aminte de un sirop de la detuse, de la bun, ok, de la dulce, plăcut la gust și așa. Știți cu toții când ați fost răciți sau bolnavi sau așa, că ați luat și voi sirop din ăla. Fain de tot. Cum zice? Cod verde sublim. Cu adevărat arăbesc. Cu adevărat arăbesc. Deci ăsta merită toată atenția. Băi, demențial. Demențial. Mult caramel afumat, tămâie acolo, o notă animalică. Hai de cap, ce fain poate să fie. Superb, mă. Superb, asta este. Oricum. E și normal să nu-ți placă toate parfumurile, dar e și normal să ai niște preferințe și să fii nebunit după anumite mirosuri. Cod Maron Wood. Ce nume au astea, mă? Cod Maron Wood. Hai să vedem ce e și cu el. Foarte urinos. Începe fain. Wood Rose Saffron. Trebuia și pe direcția asta aud șofran trandafir, dar e o combinație care începe foarte urinos, așa, foarte urinal. Bă, ce interesant! Culmea că începe urinal, dar îmi place, deci e urinalul ăla plăcut, fain, deci nu e urinalul ăla ca și la și ea ca ăsta, așa, chimic, sintetic, este un urinal reprodus, natural, nici nu știu cum să... Bă, ce fain e! Băi, 100% răbesc, băi, ești nebun la cap, demențial. Bă, ce fain. Deci cum se transformă asta? Cum vine așa, vine un ud așa animalic, dar în același timp are și ceva dulce în el. Băi, demențial. Da, mai are rost să zic că bă, dacă vă zic că mirosul ăla de pisoar sau pișoar din tren. Chestii care ar trebui să nu-ți placă, da? Deci chestii care efectiv nu-ți plac, efectiv, dar cum e lucrat aici, bă, îți place, bă. Nu știu, adică mi-e place, da, știu. Sunt nebuni, foarte urinos, foarte animalic, dar în același timp un ud foarte ars, foarte... Și dulce în același timp. Ciudat, interesant, contradictoriu. Băi, demențial, mi-mi place. Da. Deci are ceva din tren. Din Buda de la tren. Da, asta este. Știu că nici mie nu-mi place când intru și simt mirosul ăla într-un tren. Buda în tren, unde vrei tu. Dar aici, în parfumul ăsta, cum a fost lucrată, cum a fost reprodusă și combinată cu toate celelalte note, cu șofran, cu trandafir, mai o ambră, cred că e și un caramel afumat pe aici. Ce... E împuțit, dar e fain, știi? E un împuțit ăla pe care n-ai vrea să-l miroși, dar ai vrea să-l miroși tot timpul, știi? Da, măi, meserie parfumul. Cod Maron Wood. Bine, ăsta e numai pentru tine, nu cumva să te dai cu așa ceva și să ieși la întâlniri sau întruniri sau loc de muncă sau clubbing sau nu știu ce. Du-te în pădure și poartă-l singur și ia-ți pușca la tine sau, mă rog, ia-ți pușca cu alice sau nu știu ce.
caz de animale. Bine, glumez la faza cu pușca. Doamne ferește, nu fă așa ceva, nu fă prostia asta. Dar ideea este următoarea. Poartă-l cât de departe de casă, dar într-un mediu cât mai deschis, cât mai... Dacă ai nebuni care sunt pasionați de parfumerie, nu mai ia să stea în jurul tău. Pentru că în mediu deschis se propagă mult mai bine. Dar ai grijă la animale. Ok? Asta iau-o ca pe glumă. Nici m-am uitat cum se numește, dar nu cred că e foarte important lucrul ăsta. Bombonicios și ăsta. Infini. Nu știu după ce ar fi clonă sau dacă vrea să reproducă un parfum sau vrea să se joace în același vibe ca și un parfum celebr, nu-mi dau seama. Nu cunosc mirosul. E bombonicios rău. Știi, bomboanele de portocale, erau niște bomboane foarte, deci erau niște bomboane foarte bune de portocale, foarte suculente, așa că îți lăsau gura apă, nici nu știu cum să mă exprim. Dar erau așa dulci, acrișoare, în același timp aveau ceva efervescent în ele, pardon. Da, se transformă fain. Tot ce pot să zic, se transformă foarte fain, dar un pic cam dulce și un pic cam acrișor și foarte puternic, mare atenție, Infini, ăsta e foarte puternic, deci dacă vreți să-l cumpărați, aviz amatorilor, e foarte dulce. E fain, dar parcă nu e așa prea pentru mine, nu știu. Și ăsta ultimul, Oud Pur Sheikh. Nu miroase din atomizor, dar încercarea moarte n-are să-l miroși. Că dacă e sheik, e puternic și mă gândeam că străbate până pe atomizor. Băi, tu știi cum miroase un cauciuc cars? Sau tu știi cum miroase mai bine o firmă, un brand din ăsta, un magazin care vinde anvelope? Mirosul e cauciuc car, de cauciuc nou, prelucrat, fabricat, pus acolo, puse toate alea, nu știu, unul lângă altul și mergi tu să-ți cumperi anvelopă la mașină, anvelope noi, de iarnă, de vară, de nu știu ce. Exact așa, exact așa miroase parfumul ăsta, Oud Pur Sheikh. Parcă seamănă cu... Nu mă, seamănă cu unul dintre... Nici nu mai știu cu care. Cu Oud Pur clasic? Hai să mai dau o dată cu ăsta, că... Parcă are așa... Parcă are ceva din el. Aici nu miros, deci pot să dau aici. Ba, nu cu ăsta. Dar miroase cu ceva. Asemănător cu ceva. Mă rog, în fine. Asta e. Bă, sau ăsta l-am mai testat, mă? Nici nu mai știu ce-i pe aici. Ba, nu l-am testat. Nu l-am testat. Mi-a scăpat din greșeală ceva. Mă rog, în mare parte miros de cauciucuri, anvelope, magazin de anvelope, cauciucuri, chestii, accesorii și articole din cauciuc. E interesant, e un cauciuc care se îndulcește și în același timp se și afumă, dar era afumat oricum de la început, dar se afumă încă un pic. Mai mult, vreau să zic. Dar se îndulcește și asta e foarte bine. Da, e pur arabesc. Și presupun că vine de la cauciucul ars, vine de la un paciuli foarte pământos, un santal iară foarte puturos, un ud, bineînțeles.
Nu știu, eu nu m-am uitat, repet, nu m-am uitat pe niciunul ce note are, ce n-are, ce are, ce nu știu ce, în fine. E fain, îmi place udățenile, îmi plac cauciucurile arse, îmi plac medicinalele, tot felul de animalicele, bisericoasele, evident. Hai să nu mai lungim clipul, că oricum deja e foarte lung. Cam astea sunt parfumurile de la Paris Corner și de la Cadlage Perfumes. Eu sunt la prima abatere cu ele, ca să zic așa, la primul contact, sunt out of the box și unele mi-au creat o impresie foarte faină, altele mai puțin faină. În primul rând, Gravity Blue ăsta. Ba nu, ăsta-i. În fine, Gravity Blue, la ce ți-am spus că e clonă Bleu de Chanel, nu-mi place pentru că nu-mi place Bleu de Chanel, dar în schimb Sauvage, Savior ăla, îmi place că îmi place Sauvage-ul. Reproduce, hai, cred că aici e. Da. Ba nu, unde e? În fine, îmi plăcea. O să-l mai testez. O să le testez pe fiecare în parte, că acum deja am 100 de parfumuri pe ambele mâini și... În fine, tu dacă ai testat parfumurile astea, chiar te aștept să îmi spui ce părere despre ele și oricum o să mai fac un pic de research pentru ele. Pentru că e mult de povestit și e o cale lungă până să le recenzez pe toate. Dar în mare parte, eu cred că v-ați făcut așa o imagine de parfumurile astea, cum se comportă. Bine, până data viitoare toate cele bune și numai bine. Te-am salutat!